Pan lucru zilnic. The way he has built and restored me. Așa cum el m-a construit și m-a reparat întregul. I grew up in a wonderful Christian home. Am crescut într-o casă creștină minunată. But at a young age, și de încă de vârstă timpurie, I didn't think it was for me. Nu m-am gândit că această credință este pentru mine. And I decided to go my own way. Și am decis să merg pe calea mea proprie. And go live the fast-paced life of New York City. Și să trăiesc viața în New York City așa în mod pe repede înainte, accelerat. The entire time, în întreg timpul acesta, I tried to find peace and happiness in going out and doing my own thing. Am încercat să găsesc pacea în suflet mergând pe acest drum al meu. And I never found it. Și n-am găsit-o niciodată. All I heard was a gentle voice. Tot ce auzeam era o voce blândă that kept saying, care din tot spunea, you don't need this. N-ai nevoie de asta. You need me. Ai nevoie de mine. And for years I tried to push that voice out of my head. Și timp de ani de zile am încercat să scot vocea aceea blândă din capul meu. And I couldn't do it. Dar n-am reușit. I'm just very grateful for God's loving, kind voice. Sunt foarte recunoscător pentru acea voce minunată și drăgăstoasă a lui Dumnezeu pe care am avut-o în capul și care m-am sfătuit. That never reprimanded or scolded. Că niciodată nu m-a certat sau m-a dojenit. Just continued to sort me out with love. Și doar m-a continuat să -mi vorbească cu dragoste și să mă sprijine cu dragoste. And I still get it all wrong. Și încă uneori greșesc. I stand in front of you, the chief of all sinners. Și I am that. We'll fight over it later. Don't take my. Și eu stau în fața dumneavoastră ca șeful păcătoșilor. Și am spus, eu sunt ăla. Like Paul said, așa cum a zis Apostolul Pavel, the things I'm supposed to do, I don't do. Lucrurile pe care ar trebui să le fac, nu le fac. Ci lucrurile pe care nu le fac, pe care n-ar trebui să le fac, aia le fac. And the things I'm not supposed to do, I seem to continually do. I did. All right, thank you. But I'm always humbled and amazed. Și sunt foarte, foarte umil și uimit în același timp. That in spite of that, că în ciuda acestui lucru, God chooses to use me. Dumnezeu s-a folosit de mine, m-a ales să se folosească de mine. It just amazes me that in the Bible, este incredibil că în Biblie, everyone that he seemed to use, fiecare care se simte că pare a fi folosit de Dumnezeu, like me, ca mine, got it all wrong. Dumnezeu nu greșește niciodată. I look at David, mă uit la David, and that just gives me so much hope and inspiration. Și viața lui îmi dă foarte multe inspirații și foarte multe speranțe. He was a man that seemed to get it all wrong. Era un om care părea că în viața lui totul merge mai mult rău decât bine. And yet was a man after God's own heart. Și totuși era un om după inima lui Dumnezeu. Two of my biggest prayers. Două dintre cele mai mari rugăciuni ale mele. Is that I'll be a man after God's own heart. Este ca eu să fiu un bărbat după inima lui Dumnezeu. The other one is, și cealaltă este, that one day I will hear, că într-o zi voi auzi, well done, thou good faithful servant. Bine făcut rob credincios. Bine făcut rob credincios. Amin. Amin.